Bun găsit la o nouă prezentare despre Abandonați jugul robiei. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Inimile multor oameni trudesc din greu sub povara îngrijorării, deoarece luptă să atingă standardele lumii acesteia. Ei au ales să trăiască în slujba lumii, au acceptat greutățile și au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor s-a pătat, iar viața lor a devenit o povară. Pentru a-și satisface ambițiile și dorințele lumești, acești oameni își rănesc conștiința și se încarcă în plus cu povara vinovăției și remușcării. Continua lor îngrijorare le devastează puterile vieții. Domnul nostru dorește ca asemenea oameni să abandoneze jugul acesta al robiei. El îi invită să accepte jugul său. El îi îndeamnă să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și le făgăduiește că le vor fi dăruite toate lucrurile care le sunt necesare în viața aceasta.